întrebare. Nu. Ce pielea lui Satan e malderul ăla de tablă la care tot sudezi? Ha? Nu mai sudez. În sfârșit e gata. Ce frumoasă stă. Tu scui patea și în gură să nu te de ochi. Parcă ești o p***ă cu mânuțe. Serios, focă, serios, focă. Știam că tu te îmbraci ca orbi de Halloween, dar chiar așa, în halul ăsta. Mă, dă-mi pace și du-te caută scame. Dar zi mai p***dometrule, ce-i cu basca asta de metal? E un amplificator cerebral. O singură dată, dacă mai vorbești urât cu mine, te însugrum cu p***a. Așa-i zice, mediocrule. Când îl voi activa, voi fi mult mai inteligent ca înainte. Interesting. Focă, îți mulțumesc pentru această creație minunată. Dă-o înapoi să nu ne supărăm. Focă, focă, bunul meu amic, să nu lăsăm situația să degenereze. Suntem, în fond și la urma urmei, doi intelectuali. Putem rezolva această situație conflictuală pe cale amiabilă. Ești un căcat cu ochi. Ce pueril. Dar insulta ta nu este pe deplin deplasată. Arăt într-adevăr oribil, uite de la mine. Permite-mi să ajustez situația. Revin, cât ai zice epopee? Șocan de p***a mea. Îți înțeleg și apreciez uimirea. E normal să te minunezi când ai privilegiul de a fi martorul unei asemenea schimbări epocale. Da, dă-mi casca înapoi. Din păcate, nu pot să fac așa ceva. În plus, am descoperit mai multe erori în designul aparatului. Dar fi pe pace, stai liniștit. Am de gând să corectez tot ce ai greșit. Ce? Nu are nicio greșeală. Merge perfect. Ai crede asta, nu-i așa? Dar totuși, țin să te anunț că pe alocuri ai lucrat ca un amator. Injectorul de pluraniu, spre exemplu, este cuplat la magnetostat cu un fir de cupru carbon, a cărui grosime este periculos de mică. Ca să nu mai vorbim de faptul că legătura neuronală este jenant de rudimentară. Sunt siderat. Da, exact cum mă așteptam. Ești atât de învechit încât nu sesizezi progresul. Asta este. Mă voi retrage în laboratorul meu, unde voi miniaturiza acest aparat și îl voi integra în mine. Vechiul Mo era retardat, dar cel puțin era suportabil. Focă! Când te supără unul, sapă-i o groapă. Vorba aia, cine sapă groapa altuia, râde mai bine. Mo, am nevoie de ajutorul tău. Numele meu nu mai este Mo. De acum înainte, doresc să mi te adresezi cu domnule Eusebiu. Ce? Nimic, intelectule de mangustă. Hai, spune-mi, ce problemă extrem de banală ai pe care nu ești capabil să o rezolvi? Am descoperit o trapă către o sală secretă de sub asta, dar nu încap să cobor ca să investighez. Da, și vrei să-ți fac eu treaba pentru că tu ești incapabil? Un gras incapabil? Da. Haide, să te aud. Sunt incapabil. Mai tare puțin. Sunt incapabil. Și mai cum? Gras. Într-adevăr, chiar dacă ești un țăran, cel puțin ești un țăran sincer. Să trecem la treabă. Lasă-mă încet, te rog, mediocrule. Încet, da, da. Tu-ți gâții, mătii. S-a rupt lanțul, incompetentule! La ce te poți aștepta când lucrezi cu inculți neciopliți? Ia să vedem, ce e în sala asta? Decât un snob cu nasul pe sus, prefer un prostalău bine dispus. Ce frumoasă stă! Tu scui patea și în gură să nu te de ochi, parcă ești o p*** cu mânuțe.